Salut, salut, dragi prieteni și tovarăși dragi, suntem din nou pe canalul nostru de YouTube, după cum știți și ați văzut puțin de ceea ce am filmat. Sper că lucrurile stau foarte bine. Uite, avem pe mama aici, cu vorbește aici, cu astea, cu cartoful. Ei, ce spune mama ei? Ia cartoful, mama. Arată-i cartoful că ai găsit. Am și ceaiul meu aici, care... L-am făcut, dragi prieteni, după cum îl știți și îl vedeți, hai de capul, îi des cartoful care tot îl arată lui Mamaia, face show-ul cu cartofuri. Da. Hai primul de marimume. Hai primul avea o stea. Ia, o stea. Satrușule. A? E bine, e bine, dacă are crucea în cartofi, e bine. Hai, gărim la gândușa, apiu. Bă, ăștia nu mă lasă să fac și o filmare, bă, dragi prieteni. Zic, bă, dar îmi faci și de 1 miliard pe zi. 1 miliard? Da, de ca Dani Mocanu, masaj. Păi pus Dani Mocanu are aici. Și că pus să jur. Are aici fete Dani Mocanu. Ia uite ce a făcut, a găsit Nadia, ia uite ce a găsit. A găsit cruce în cartof, vezi? Ia uite aici ce s-a mai făcut, uite, vezi? Da. Nu, nu, ca să nu, nu, ca că să e... banii, să casezi banii, că așa pleacă. E în regulă, e în regulă, nu are nimic. Dacă vreau, îl dau afară de la firmă și angajezi pe altul. Și dacă mergem și încasează banii și nu taie chitanță? Păi cum, îl bag la, la evaziune fiscală. De acolo, Londra nu e cu... sau Germania nu este legea cu evaziunea fiscală. Cum să nu e? Nu e, nu este legea aici. Bă, ce treabă când se angajează la firma mea? Face... Așa, bă, dar... Orga a plecat la treabă în Germania, pentru că e legalizată. E legalizată, da. Ia uite ce... Uite de ce face Bogdan dimineața mere cu ceai, vezi? Noi, Olga, mâncăm dimineață, gârnat. El nu mănâncă, el au ca să nu se îngrașe, că nu le mai place la femei. Nu, no, nu. No. Că ca să nu facă burtă. Hai, tap-tap, băieții, tap-tap, prieteni, tap-tap, hai. Bă, mâncăm ciorbă. I-a auzit tot alina. Dar de ce îți vezi și vorbești și tu frumos, încet așa? Că femeile tale te aud. Ea chiar nu înțelege, a nebunit la cap, ea nu îl iubește, îl iubește la nebunie. Dar de ce te enervezi? Cum iubirea? Iubirea să nu fie amestecată cu interese praf, să desparte, să destramă. Păi nu vezi că vă face firmă pe numele meu și îl bag la, la masaj erotic, ce mai vrei? Ia vezi cine, fetele tale care sunt pe acolo, vine la noi, angajate. Vrei să intri și tu la masaj erotic? Bă, tata, ia zi! Gata! M-auzi? M-auzi? Gata, ia zi! Alex Prinz, mulțumim frumos pentru inimioara de 100 de puncte! Zi copilul meu, copilul meu, mulțumesc pentru inimioara! Ia zi copilul meu! De ce nu te angajești tu la firma mea la masaje erotice? Da, tu cu Bogdan și cu Turcu. La ce masaje? Masaje erotice la femei bătrâne, pensionare. 90 de ani, 80 de ani. Te pun diamanta, te pun. Vrei? Diamanta, ia uite. Hai diamanta, vino cu noi aici. Ioan. Ioan Dăiec. Mulțumesc. Să fii alături de mine aici, mă ajută-mă să căștii meciul ăsta.
Că Cătă vrea să bată pe mama lui. Alex Prinz. Zic că te vrei să bați pe mama ta care te-a făcut. Eu nu mulțumim de trandafir. Dar Cătă, de ce nu te barberești? Că mie nu-mi place de tine cu barbă. Dar nu trebuie să-ți placă ție de barba mea. Hai mai vorbi cu Anca, că a făcut afacere Anca. Cu produse. Păi n-auzi că a dat divorțul de Anca. Cătălin, mulțumim. A dat divorț. Unde dai divorțul? Ah, de-a bun ceai, dragi prieteni. Este o sănătate curată pentru a lua niște ceaiuri, dar nu orice ceaiuri. Ceaiurile bune sunt din țările asiatice. Aștia sunt ceaiuri, nu cu toate felurile de ceaiuri, pentru că eu am încercat și am văzut efecturile pe care le au. Chiar se merită ceaiurile asiatice pe care noi le luăm și le consumăm. Uitați-vă, un ceai trebuie lăsat între 10 și 15 minute. Dar alte ceaiuri sunt direct 4 minute, 3 minute, 2 minute. Înțelegi? Și ceaiul de pe acolo, de pe țările asiatice, sunt mult, mult mai puternice și mai aromate. Da, și asta vă recomand și eu ca să vă interesați și să vedeți ceaiurile pe care sunt bune. Eu deocamdată am luat acum chiar o săptămână de când am, mai am câteva pliculețe în cutie și chiar să merită, dragi prieteni. Da. Mulțumim, Ela, mulțumim tuturor care ne-au ajutat aici. Cătălin, Cătălin, mulțumim frumos, Cătălin. Beuca, mulțumim, mulțumim la toți. Ia uitați, mi-a adus Cătălin. Deci mi-a adus o ciorbă de coc. Să vă prețăm să termeci după condiție. Că suntem proaspătă să facem o radiografie pentru genunchi. După cum ați văzut și voi că am încercat săptămâna întregi ca să facem o radiografie la genunchi. Am rezolvat să o facem pentru că nu, a lucrat și Dumnezeu, după cum știm cu toții că aveam o problemă cu acte și cu toate celelalte. Și acum așteptăm un răspuns pentru genunchi, să vedem ce ne spune doctorul în major parte 20 de minute. Putem spunem cum decurg treburile. Pentru că și eu chiar aștept cu sufletul la gură să văd rezultatul și sper să mergem spre bine cu toții, să fim alături unul de celălalt. După cum știți și voi că problemele din viață sunt foarte, foarte periculoase. Atunci când nu te consumi și nu te îngrijești, ajungi la un pas de a fi tragic. Nu numai cu mine și cu toată lumea pe care suntem peste hotare și de peste tot. Lucrurile întotdeauna trebuie să fie controlate atunci când apare o problemă sau alta. Da, dragi prieteni, suntem aici. Sper că mai avem mult de așteptat, că ceasul e cam târziu. Ne-am mâncat de azi dimineață tot pe drumuri și sper că o să primim un rezultat bun și să fie Dumnezeu cu noi și cu toată lumea pe care ne urmărește pe canalul nostru de YouTube. După cum știți că noi filmăm pentru voi, dar au apărut problemele din viață pe care trebuie să le
vi le arătăm și să le știți. Că zice că ori mai devreme, ori mai târziu, tot trebuie să le știți. Sau trebuie să le auziți atunci când noi suntem alături de voi. Și voi sper că sunteți alături de mine și sper că vă abonați și dați un like. Pentru că lucrurile zi de zi stau și în bine și în rău. Înțelegeți? Și asta am vrut să vă spun, că suntem aici. Olga e deja afară cu prietenia noastră care ne subține. Familia noastră este alături de noi și îi mulțumim că ne subține cu ceea ce poate. Și la toată lumea care ne urmăți de pe canalul nostru, pentru că lucrurile, v-am mai spus și vă spun, de zi pe alta se schimbă, chiar în bine sau chiar în rău. Asta v-am spus, că suntem aici la spital, Spitalul Iohannis din Duisburg, pentru care sunt și român în el și face consultație și alte intervenții, pentru că chiar se merită că suntem în Europa și colaborăm unii cu celelalți. Așa, dragi prieteni, vă spun și eu că să fiți atenți și să mergeți pe drumul cel bun. O să revenim de curând cu altă filmare. Suntem aici și o să primim și rezultatul de la domnul doctor, pe care noi îl așteptăm. Stați și ne urmăriți cu drag și noi vă filmăm și vă povestim viața noastră privată cu drag. Filmez că am găsit-o pe Sara. Da, dragi prieteni, suntem aici, am ieșit din spital. Rezultatul a ieșit. Pe YouTube, gata, acolo filmează. Tot a ieșit bine, dar trebuie să am găsit-o pe Sara originală de pe TikTok. A venit în ajutorul meu, da. Mă ajută cu tot ce am nevoie. Și o duc la patroana în România, să o vadă patroana. Da, și pe turcul, pe soțul ei. Da. Mustafa. Da. Mustafa este bărbatul ei. Mustafa. Este familia. Olga aici pe spate, originala. Da. Unca, Olga. Mi-a venit puterea și Sara de la TikTok, originală, care ne dădea cadouri. Ia spune, Sara, cât timp le-ai căutat pe Olga? Ai vrut să îi luni la bloc, de să urmărești, să vină pe ea. Pe amut. Dar câte zile, de când sunt în Germania, a, te-a căutat, te-a căutat. De ture de la bloc, pe la autobuz. Te-a vecini. Și la vecini. Da, te-a vecini, oh. Până m-a găsit, te-a căutat toată Germania după mine. Te-a găsit astăzi, i-a topus. Da. Și acum am intrat pe TikTok să spun la fani. Bagă tu pe TikTok, că eu de vii și părește în obiști să numit colega. Ce ești în urechea telefon? Da, vorbește pe aia, purtare. Nu, dă-i la Mustafa, dă-i să vorbească Mustafa. Ia pe Mustafa cu tine. Da. Povestește germană. Mustafa, vorbește germană. Bă, nu, purtare. Nu, stai. Păi da, dar nu înțeleg, nu înțeleg germană, Fanny. Nu înțeleg germană? Nu. Da, dragi prieteni, suntem acum, am ieșit din spital, după care voi ați văzut, am făcut radiografia. Mi s-a spus că nu este ceva grav, dintre care trebuie să iau niște medicamente. Dumnezeu este cu noi și cu voi, pentru că lucrurile... Când este ceva și te duci prea târziu, stai în dubii, că zici că este și ar fi și s-ar întâmpla. Deci te gândești la orice probleme de a apărea în viața ta atunci când te duci târziu ca să faci un control sau să vezi lucrurile cum decurg. Deci și voi, dintre voi care ați fost și n-ați avut timp și ați fost...
tot așa întârziat, ba cu problemele din viață, ba cu treburi, ba cu ceva, și sănătatea noastră o lăsăm de pe o zi pe alta. Nu trebuie făcut așa, pentru că lucrurile din viață sunt foarte scumpe și foarte costisitoare. Atunci când te duci și vrei ca să faci ceva și este prea târziu, vrei ca să dai totul și să faci minuni. Dar nu poate face nimeni minuni decât Dumnezeu poate să te ajute și să lucreze în acea probleme care tu te consulți cu ea. Ce vreau să vă spun, dragi prieteni și tovarăși dragi, sunt aici așa, după cum vedeți, acest spital și de multe ori am vrut ca să ajung aici. N-am ajuns, dar în final am ajuns și am putut să rezolv să fac radiografia pe care am făcut-o la genunchi. A ieșit bine, mulțumesc lui Dumnezeu și cu asta vreau ca să vă spun și vouă că deja este bine, trebuie să luăm niște tratament pe care trebuie să îl urmăm și apoi o să ne revedem săptămâna viitoare pe alte vloguri pe care noi le facem alături de voi. Sper că lucrurile decurgă foarte bine, suntem alături de voi și voi sunteți de noi, pentru că asta, pentru asta avem canalul de YouTube, pentru a filma pentru voi și de a vă bucura pentru ceea ce filmăm și ceea ce noi vă povestim. Deci noi vă povestim viața noastră pe care o petrecem în zi de zi și problemele noastre care mai le tragem, o să le împărțim cu voi, pentru că acolo sunt niște comentarii pe care noi le citim și ne bucurăm de ele. Vă doresc o zi bună, minunată pentru toată lumea care ne subțineți și toți care ne urmăriți pe canalul nostru de YouTube, pentru că ăștia sunt lucrurile și cu ăștia trăim. Pentru asta este canalele de socializare, pentru asta noi vizualizăm, pentru asta noi scriem comentarii și pentru asta noi trăim. Mergem înainte cu ceea ce avem pe orice canal de socializare, pentru că și voi la timpul vostru aveți câte ceva de spus, chiar pe Facebook, chiar pe alte canale de socializare, și aveți și voi lume, de exemplu, care vă subține chiar la o fotografie care o postați, chiar la un filmuleț sau chiar ceva, dacă dați un like sau aveți un comentariu, vă bucurați de ele. Eu sunt același om care am un comentariu și un like sau un abonat pe canalul meu de YouTube. Mă bucur de voi și chiar vă stimez, pentru că aveți acolo ceva pentru noi, un comentariu sau ceva de comentariu. Pentru că orice om și oricine, indiferent cât ar fi de bun și cât ar fi de inteligent sau orice ai face în lumea asta, tot este ceva de spus. Eu zic că filmulețele mele care eu le-am făcut și v-am povestit viața mea, din toate că nu v-am povestit care au fost importante și dureroase, pentru că indiferent dacă vi le spun, oricum nu puteți să le rezolvați și oricum nu puteți să mă ajutați, dar cu cuvinte și cu comentarii pe care voi veniți în ajutorul meu. Dar restul problemelor și restul durerilor pot să rămâne la mine în suflet și în viața mea pe care o trăiesc zi de zi. Ca fiecare dintre voi, cum asemenea lucru trăiți și voi care aveți dureri în suflet și probleme și câte și mai câte. Sper că voi m-ați înțeles de data asta, pentru că eu ceea ce vă spun, vă spun din suflet și adevărat. Nu avem alte chestii pe care noi o să le facem și o să vă fac să râdeți. De multe ori sunt și râsuri, de multe ori vin și plânsuri. Pentru că asta e viața dată de pe pământ. Dacă n-ar fi fost bucuria,
n-ar fi fost problemele. Dacă ar fi fost problemele, n-ar fi fost bucuria. Și așa trăim din una în alta, dragi prieteni. Dacă n-aș avea pe cineva drag, n-aș mai suferi. Dacă n-aș avea de ce ne bucurăm, n-aș mai trăi. Și asta este viața noastră pe care o trăim de zi cu zi, pentru a suferi unul la celălalt. După cum ați văzut că am avut și prea multe comentarii cu înjurături, cu vorbe din alea dure, pe care mi-au spus că... 40 euro, ți-a dat? Bravo! Și ne bucurăm de voi că sunteți alături de noi. Vă pup și vă aștept cu mare drag cu... pe canalul meu de pe YouTube. Da, și ne? Acum, acum, acum.